împlinesc curând 18 ani și respectiv următoarele alegeri o să fie prima dată când eu pot să-mi exprim votul. Arta mereu a fost o parte a societății care a avut un rol considerabil, mai ales în politică. Respectiv, oportunitățile pentru tineri artiști sunt mereu binevenite și mai ales atunci când pot face o schimbare a societatea. Implicarea tinerilor în această perioadă este una esențială și fundamentală pentru tot sistemul electoral. În cazul unui poster, noi nu putem să comunicăm atât de simplu cu publicul, da? Un poster, el trebuie să atragă. Sunt chiar foarte plăcut surprins de acest eveniment și de această organizare frumoasă a evenimentului și sper că din aceste mesaje tinerii se vor alimenta, se vor inspira pentru a crea ceva frumos și pentru evenimentul de astăzi, mâine și poimâine. Sunt convins că arta poate influența alegătorul, poate muta munții din loc, de aceea chiar combinarea votului și cu arta este unul destul de reușit. Aștept să văd niște mesaje care se desprind din mințile tinerilor, care se desprind din dorința lor de a trăi mai bine. Cred că arta, în combinație cu orice domeniu, este perfectă, fiindcă aduce frumosul în acel domeniu. Încercăm să creăm ceva frumos, cumva să fie îndemnat să vină oamenii la vot. Ceea ce vor face ei să aibă impact mare asupra publicului și asupra oamenilor și să fie cumva trezit spiritul civic în societate. Я не могу сказать, что искусство может быть не полезно как-либо. Потому что искусство всегда играет свою роль в любой сфере человеческой деятельности. Этот конкурс может представить новые возможности для проверки себя, новые возможности для знакомства с интересными людьми, которые занимаются в той же сфере, в которой занимаюсь я.